Toamna în septembrie și octombrie, pădurile răsună de răgetul puternic al cerbului. Acesta devine acum stăpânul pădurii, iar competiția pentru atragerea femelelor este acerbă. De când au fost amplasate camerele de monitorizare a faunei în Parcul Național Retezat, zeci de vietăți au fost observate de către specialiștii parcului, dar și de către internauți. Zilele trecute și Moș Martin a apărut în lumina reflectoarelor. În această perioadă, cerbii încă își dispută supremația pentru a deveni partenerul ales al ciutei, însă doar cel mai puternic va avea această onoare. Un exemplar superb de cerb a fost surprins de către camerele de monitorizare faună amplasate în Parcul Național Retezat chiar în perioada boncănitului. În lumina reflectoarelor a apărut zilele trecute și un frumos exemplar de urs. Prezența ursului brun în Parcul Național Retezat demonstrează încă o dată complexitatea mediului natural și diversitatea habitatelor naturale prezente aici. Existența populației de urs demonstrează că și celelalte specii de animale din habitatele ursului sunt menținute într-o stare bună de conservare. Datorită habitatelor sale diverse, naturale sau puțin modificate de intervenția umană, Parcul Național Retezat adăpostește un număr de 55 de specii de mamifere, peste 23% din mamiferele terestre ale Europei. Parcul oferă condiții pentru supraviețuirea celor mai importante dintre carnivorele mari europene, respectiv râsul, ursul și lupul. Misiunea administrației Parcului Național Retezat este de a gestiona și conserva parcul ca un loc unde natura să-și urmeze cursul firesc, ale cărui valori să fie recunoscute de publicul larg, localnici și oameni de știință, unde turiștii responsabili sunt bineveniți, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale este reglementată, au transmis reprezentanții administrației Parcului Național Retezat.